Dosarul accidentului în care a fost implicată mașina lui Lucian Bode a fost clasat. Justificarea este că nu s-au întrunit elemente constitutive ale unei infracțiuni. Cu mai multe detalii vine colega mea, Ana Maria Maxim. Ana, bună seara! Ce instanță a clasat dosarul? Bun găsit! Secția parchetelor militare din parchetul general a clasat dosarul accidentului lui Lucian Bode, ministrul demis de interne. Procurorii militari sunt cei care s-au ocupat de caz, deoarece șoferul mașinii în care se afla Bode la momentul accidentului este angajat al SPP. Vă reamintesc că accidentul auto despre care vorbim s-a întâmplat pe 30 august 2020 pe DN7. Atunci, din primele cercetări, a rezultat că mașina în care se afla Lucian Bode a intrat pe contrasens într-o altă mașină care circula regulamentar. Șoferul acelui autoturism, dar și pasagera din spate, ambii cetățeni polonezi, au ajuns la spital, au fost răniți. Momentul accidentului a fost filmat de un motociclist. Se vedea că mașina lui Lucian Bode, mașina de serviciu, avea semnalele acustice și luminoase pornite și a intrat pe contrasens și a depășit o coloană de mașini chiar pe linie continuă. La momentul accidentului, Lucian Bode era ministru al transporturilor. După ce Ludovic Orban și-a dat demisia, Florin Câțu l-a păstrat în cabinetul său, dar nu ca ministru al transporturilor, ci ca ministru de interne.